la partea aceasta tehnică și care este mai mult, dacă vreți, asigurată de această înțelegere. Multe tehnici veți duce lipsă în viață. Eu vă spun, tehnici se găsesc peste tot. Povestea este de a le integra de așa natură încât să rămână permanent vie motivația ultimă. Care este scopul de aici? În felul acesta nu vă atașați de ce este scris într-o carte. Nu vă veți atașa de ce este spus de unul sau de altul, ci veți rămâne vii luând metoda care are de a face cu propriul suflu respirator. Dau un exemplu. Cu propriul vostru corp, pe care nimeni din exterior niciodată nu-l va înțelege și percepe mai bine ca voi înși. Deci, singura ființă cu adevărat autorizată de a putea lucra mai conștient în propria sa natură, sunteți voi. Da. Și în felul acesta rămâneți permanent liberi, dar suficient de motivați pentru a face drumul recunoașterii a ceea ce suntem în corp, la nivel energetic, psihomental și spiritual. Da? Trăim bucuria acestei reîntâlniri, dacă vreți, cu un fel de emoție. Da? Rămânând, dacă vreți, într-o stare transfiguratoare, intuind că, da, știu că sunt mai mult. Știu că pot mai mult. Da? Știu că mintea este capabilă să își recunoască, da, problemele care le are, sau mai mult să și le depășească. Și pentru asta întreprinde această chestiune. Și este chiar atât de simplu. Nu este ceva care poate fi doar condiționat printr-o venire de o zi, două, cinci, șapte, o mie de ani, nu știu unde. Pentru că altfel vom continua să alimentăm acest rezervor al minții care spune: numai acolo se poate, numai așa se poate, și eu, când nu este munte, n-am pis, când nu mă pot bucura de natură, când nu este soare, vai, sunt nori și nu mă pot deschide pentru că, de fapt, sunt termosensibil și vremea rea îmi creează probleme cu oasele și ce trist sunt eu. Și mereu rămânem atașați, pe de o parte, de lucrurile bune care am vrea să se întâmple și de condițiile care le favorizează și, pe de altă parte, lăsăm minții exact același mecanism de respingere cu privire la lucrurile care nu-i plac. Iar asta este o chestiune care trebuie să reușim să o facem să înceteze. Da. Nu toate lucrurile care nu-i plac minții sunt negative. Nu chiar toate lucrurile care aparent nu plac gustului nostru sunt negative pentru corp. Nu chiar toate relațiile umane care nu curg cum am vrea noi chiar sunt negative structurii noastre psihomentale sau relații pe ansamblu cu omul. Da? Și mintea va începe să înțeleagă cum trebuie să accepte starea ei, pentru că este o stare limitată, și ce poate să facă să-și depășească propria condiție. Nu facem un dușman din minte, ci înțelegem limitările ei actuale și o ajutăm din perspectiva conștiinței martor să devină, da? Să se clarifice, să se purifice, să-și eleveze propria frecvență vibratorie, dacă îi putem spune așa, acestui proces. Cam aceasta este ideea pe care vreau să vă susțin. O profundă motivație care rămâne vie, întotdeauna vă va pune în situația, cel puțin prin reamintire, să întreprindeți ceva. Cu aspectele care sunt percepute ca neajunsuri în propria ființă sau în raport cu evoluția în lumea aceasta exterioară. Și atunci va avea sens. Postura va avea sens, conștientizarea respirației, va avea sens controlul asupra simțurilor, da, printr-o anumită atitudine vor avea sens momentele noastre de concentrare, vor avea sens momentele noastre de detașare, vor avea sens metodele contemplative și trăirea efectivă într-un spațiu și un timp anume al lor, fără a mai amâna. Pentru că dacă noi amânăm, este un lucru care se poate apoi repeta
încă mintea repede își justifică neajunsurile ei. Nu vezi că sunt niciodată eliberate de justificări și argumente. Aceasta face minte. În această cauză, vămul acesta este destul de dens, pentru că este ca o iluzie a felului în care, sigur, mintea se perpetuează pe ea însăși, pe orizontala ei de funcționare.